sunt. Deci tatăl era conștient, orientat temporospațial, stabil, hemodinamic și respirator, cu traumatism craniocerebral, cu pierderea stării de conștiință în momentul impactului, cu traumatism toracic și escoriații și pleci la nivelul toracului drept și la nivelul mușchiului superior. Ce s-a hotărât în cazul lui? Tatăl a fost suturat după investigațiile de tip CT și radiografii, neavând lesiuni care să necesite intervenție chirurgicală sau supraveghere, s-a hotărât să fie lăsat la domiciliu, dar având în vedere decesul copilului la locul accidentului, s-a hotărât să se reunească familia în prezența unui alt membru, o cunată, la o cu copii, acolo unde este mama cu cei doi minori din accident și să li se spună în prezența unui psiholog despre decesul fetiței.